Binecuvântat să fie Domnul! Prin harul său, astăzi vom privi la escatologia și eternitatea în religia Domnului Hristos. Adică felul în care Domnul, în predicarea și practica sa religioasă, a privit și ne-a învățat și pe noi să ne raportăm la sfârșit și la viitorul etern. Domnul Iisus a fost foarte legat de drept și de fapt de realitatea cosmică și spirituală. El a știut de unde a venit, știa pentru ce era pe pământ, un timp foarte scurt, urmând să se reîntoarcă în sânul Tatălui și să-și continue existența veșnică. Evanghelistul Ioan, în mod deosebit, face referire la aceste aspecte. Să citim câteva versete, mai întâi capitolul 8, versetul 23, unde Domnul este scris că a zis: voi sunteți de jos, eu sunt de sus, voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. Tot Ioan, capitolul 13, versetul 1. Înainte de prasnicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl. Deci, iată, Domnul era în temă și inima lui era într-un acord desăvârșit cu existența cosmică, cu lumea spirituală. Spun aceasta pentru că noi, ca oameni, suntem ispitiți sau uneori în limitele noastre fizice, ne limităm la ceea ce se vede și se cunoaște și nu luăm legătura sau nu ținem cont de dimensiunea imensă care este în jurul nostru, de realitatea spirituală. Și un cuvânt mai complet pe aceeași idee îl avem în capitolul 17, când în rugăciune Domnul Iisus Hristos a spus, citesc de la versetul 1, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor celor pe care le-ai dat tu, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Domnul a predicat o împărăție eternă. El a legat viața aceasta de viața viitoare, pentru că el a fost mandatat de Dumnezeu să unească toate lucrurile și să înnoiască cerurile și pământul. De aceea, în cuvintele sale, făcea mereu referire la cer, la împărăția cerurilor, la viața viitoare. Iată câteva versete din aceeași Evanghelie, capitolul 1, versetul 51. Încă de la începutul activității cu ucenicii. Apoi i-a zis lui Natanael: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Deci religia Domnului Hristos a fost foarte legată de cer. Tot Ioan, capitolul 3, versetul 12. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Domnul le-a familiarizat cu toate, pământești, cerești. De aceea i-a și îndemnat, aceeași Evanghelie 6:27, lucrați nu pentru mâncarea peritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Și închei aceste imagini cu Ioan 17, finalul rugăciunii, versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, se referea la viitor, unde urma să meargă Domnul întâi, să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea
slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Nu știm și din epistolele Apostolului Pavel și din Apocalipsa ceea ce ne așteaptă, dar Domnul Hristos a fost Cel care nu doar că a făcut accesul posibil la Dumnezeu pentru noi, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, dar a fost și un înainte mergător și totodată unul care s-a dus să ne pregătească locul și ne așteaptă. În acest context mi-am amintit despre un copil care la școală, la orele de desen plastic, făcea casele mari, copacii din curte sau grădină, de asemenea, mașinile și pe acelea, și învățătoarea sau profesoara îi dădea o notă mai puțin bună. Și când mergea acasă spunea, iar mi-a zis Doamna că am lăsat prea puțin loc pentru cer, fiindcă tot spațiul pe foaie era ocupat de casă, de mașini, de pomi. Așa este și cu noi. Dar nu este o religie bună aceea care nu lasă loc pentru cer, care se gândește doar de lucrurile de pe pământ. De aceea zice Apostolul, dacă ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem vai și amar. Domnul a venit să instaureze o religie în care pământul și cerul își ocupă un loc direct proporțional cu valoarea lor și viața aceasta este legată de viața viitoare într-un mod determinant, dar pe de altă parte atât de măruntă față de veșnicia viitoare, atât de mică ca și existență, ca timp, ca valoare la urma urmei. Să privim într-o primă parte la câteva referințe eschatologice și să vedem cum Domnul a profețit sfârșitul și ce pregătiri, ce așteptări i-a îndemnat pe ucenici să aibă de la sfârșitul istoriei sau de la sfârșitul vieții lor pentru generațiile anterioare sfârșitului. În Matei 24, versetul 36, Domnul spunea că ziua aceea de final este ascunsă omenirii. Nici îngerii nu au acces la cele date, dar aici în Matei 24 Domnul a vorbit foarte clar că la sfârșit va fi afectat și degradat sistemul suport al vieții terestre. Pământul, chiar astrele, vor fi cataclisme, nenorociri, toate acestea datorită agravării stării de păcat. Și totodată o anticipare a necesității unei creații noi. Pământul va fi distrus datorită păcatului. El a fost blestemat încă de la începutul istoriei umane, de îndată ce omul a păcătuit pe el și șarpele și-a așezat stăpânirea. Însă Domnul are în plan să facă lucruri noi. Iată ce spunea Domnul așadar în Matei 24, citesc de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, împărăție împotriva altei împărății, pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor sau începutul sfârșitului. Citesc și de la versetul 29, ceea ce a spus efectiv despre sfârșit acum, despre sfârșitul sfârșitului. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerului vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbiță răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Deci Domnul a vorbit foarte clar despre sfârșit. Citesc și din Luca 21, pe același subiect, ceea ce a surprins acest evanghelist. Luca 21, de la 25 la 28. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, că nu vor ști ce să facă la auzul urletelor mării și a valurilor.
Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Deci Domnul i-a pregătit pentru acele vremuri. De altfel, întreaga Scriptură și în mod deosebit Noul Testament ne adeverește faptul că pe pământ, în lumea dominată de diavolul, sub influența păcatului, oamenii au de suferit. Suferința este parte a acestui sistem afectat și agravat. Uneori venim triști și la biserică, însă aici, când luăm la cunoștință despre realitatea inevitabilă a sfârșitului, dar și despre anticiparea noii creații, trebuie să ne înviorăm. Noi avem trei uși la intrare, dar mi-am amintit despre un alt locaș de cult, pare mi se din Italia, care pe o ușă are un trandafir, pe cealaltă un simbol al suferinței. Cei fericiți intră pe prima, cei triști intră pe a doua ușă, iar cea de-a treia, centrală, din mijloc, are pe partea interioară, spre ieșirea oamenilor, o inscripție: contează numai ceea ce este veșnic. Toate cele bune sau cele rele, bucurii sau dureri, pământești, sunt trecătoare. Le așteaptă sfârșitul, care va fi greu, dar este strâmtoarea prin care se trece pe lumea cealaltă. Un alt aspect legat de sfârșit, cu care Domnul i-a intenționat în mod insistent pe ucenici, este influența crescândă cu efecte grave a puterii și lucrării diavolului prin sistemul său de păcat. Aici este un risc major pentru religia Domnului Hristos, pentru credincioși. Iată ce citim în Matei 24, sunt cuvintele Domnului, versetele 4 și 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. 10 la 13. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scola mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și 23 la 27. Atunci dacă vă spune cineva: iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-i credeți, că se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice: iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiți ascunse, să nu credeți, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Citim și din Marcu, capitolul 13, pentru a vedea această criză spirituală specifică sfârșitului, care va face pe mulți să cedeze. Marcu 13, versetul 9. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboală judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi, din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Și 11 și 12. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, și să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi voi omorâ. Trebuie să luăm în calcul această realitate. Asta spun și pentru că există anumite doctrine referitoare la sfârșit, care afirmă că Domnul își va răpi biserica fără să mai fie prigonit. Și aduc argumente logice de genul: ce mire își bate mireasa înainte de a face nunta cu ea? Aceste teorii sunt fără suport biblic, ba chiar mai mult, sunt infirmate de realitatea prezentă.
În vremea noastră sunt foarte mulți martiri în țările comuniste din Asia sau din America Latină, în țările musulmane. Secolul 20 a avut mai mulți martiri decât toate celelalte secole luate împreună. Ori a afirmat că Domnul vine fără prigoană înseamnă a nega însăși realitatea acestei zile. Dar Duhul Sfânt avertizează că și peste locurile unde acum este libertate și pace, se poate instaura un regim de persecuție. Domnul ne-a avertizat asupra acestor realități. De aceea să nu uităm de încredințarea pe care El ne-a dat-o și de întărirea ce ne-a făcut-o, spunându-ne în asemenea vremuri să ne uităm în sus, pentru că acestea prevestesc în mod puternic sfârșitul, ceea ce înseamnă revenirea Domnului și începerea împărăției veșnice. Chiar vă îndemn să vă întăriți prin a citi istorii misionare, prin a vă argumenta din punct de vedere biblic cu cele spuse de Domnul. Eu mi-am amintit pentru dumneavoastră în această seară istoria martiră a unei familii din jurul anului 1560 din nordul Italiei, când un soț căsătorit de puțină vreme a fost arestat, având la îndemână 3 zile ca să-și retracteze credința, dacă nu urmând să fie ars pe rug, timp în care soția lui a cerut drept din partea magistraților să vorbească cu el. Aceștia au încurajat-o să îi vorbească despre o posibilă retractare a credinței lui și astfel îi vor da drumul să meargă împreună cu ea acasă. Ea s-a dus și l-a întărit cu cuvintele: nu cumva pentru lumea de acum, fiindcă ești tânăr, să renunți la lumea viitoare, și mai mult, nu cumva pentru dragostea ce mi-o porți și prietenia noastră să renunți la legământul și la logotna cu Domnul Hristos. Magistrații au strigat la ea: tu ești nebună, ți arunci soțul pe rug. Ea a zis: sunt și gata să mor împreună cu el. Au arestat-o și pe ea și le-au acceptat doar ultima rugăminte ca să fie arși, legați de același stâlp de tortură. S-au încurajat unul pe altul în floarea tinereții lor și au murit, și ca ei au fost mulți, însă toți aceștia au fost încredințați în religia lor, o religie curată a Domnului Hristos, căci sfârșitul nu înseamnă altceva decât trecerea înspre viitorul veșnic și fericit. Domnul să ne întărească pe toți și în mod deosebit pe cei care vor trebui să înfrunte moartea într-un mod martiric. Să nu uităm pe de altă parte că escatologia are și un caracter personal, individual. Nu toți vor rămâne până la venirea Domnului, cum zice Apostolul, unii vor muri. În această idee Domnul spunea o pildă prezentată în Luca 12 despre un om care se gândea că moare de atât mulți ani și încă în condiții bune. Și Domnul a zis: nebunule, de ce nu-i în calcul că poți muri la noapte, ceea ce s-a și întâmplat? De aceea să fim gata în orice zi, pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Astăzi să fim pregătiți să trăim în așa fel încât, chiar dacă am fi la sfârșit, să putem încheia cu bine. Amin. În vederea aceasta, Domnul le-a vorbit foarte clar despre cum să se pregătească și cum să aștepte sfârșitul. Sunt două pilde, Matei 22 și Luca 14, pilda anunții fiului de împărat și pilda celor poftiți la cină, care ne prezintă modul în care Dumnezeu a invitat oamenii la împărăția sa. În Orient, a fi poftit la o nuntă, la o masă, însemna o onoare mai mare decât avem noi în cultura noastră. De aceea Domnul a folosit aceste imagini pentru a le arăta câtă favoare au oamenii care sunt invitați de Dumnezeu să participe împreună cu El la părtășia eternității. Dar, spre surprinderea noastră și durerea lui Dumnezeu, în primă fază, în Matei 22, este scris că cei poftiți au refuzat invitațiile. Unul l-a motivat într-un fel, altul într-altul, și împăratul a zis, mâniat, versetul 8,
Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Deci unii vor pierde veșnicia prin refuzul lor. Apoi sunt trimiși din nou robii. Și iată că alții, cu nevoi, așa cum sunt prezentați în Luca 14, unde vom citi imediat, au acceptat invitația, dar totuși au fost unii care au acceptat-o doar în mod formal și n-au luat haina. Aici iarăși era un obicei special, cei invitați priveau o costumație specifică și cel ce nu s-a încadrat, prin aceasta putem să înțelegem, cum spunea Domnul și în alte situații, cel ce n-a făcut voia stăpânului sau a lucrat fără de lege, n-are parte de invitație. Pentru că acceptarea ei nu poate să fie doar verbală, ci trebuie să fie practică. Dar să citim puțin din Luca 14, unde avem motivația unuia care a cumpărat un ogor, altul 5 perechi de boi, altul tocmai se căsătorise. Numai că eu am dat o pildă cu doi care tocmai se căsătoriseră și au fost gata chiar să moară pentru Domnul. Robii au fost trimiși să adune oameni. Și în final este scris aici, în versetul 23, că se va umple casa, iar în 24 o mențiune similară cu cea din Matei 22, niciunul din cei poftiți inițial nu vor gusta din cina mea. Dar aici vreau să citim și versetul 15, când unul din cei ce au auzit aceste vorbe a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Cine va prânzi? Cine răspunde afirmativ? Cine este gata să lase totul și să plece? Chemările ucenicilor evidențiază acest mod de a nu te uita în urmă, ci de a privi cu dorință, cu bucurie spre viitor. Oamenii sunt obișnuiți să facă planuri, dar prea adesea de scurtă durată. Cunoașteți cazul acela când un bătrân înțelept, ca unul care trecuse prin viață, și a întrebat nepotul proaspăt licențiat ce va face după aceea. Și el a enumerat câteva etape de perspectivă profesională, de împlinire familială. Și în final, când a ajuns la pragul morții și a fost întrebat și ce urmează după aceea, s-a dovedit că nu se gândise la ce urmează după aceea. Toți oamenii care refuză și nu acceptă cu promptitudine chemarea Domnului nu se gândesc la ce urmează. Religia lor nu e legată de eternitate. Îi limitează la ceea ce se vede. Dar dacă acceptăm, trebuie să fim și pregătiți. Și pregătirea se dovedește în modul cel mai clar printr-o stare de veghere, de așteptare plăcută, ceea ce ne va păstra într-o formă bună și sigură. În Matei 25, Domnul, în pilda celor 10 fecioare, a vorbit despre nevoia de veghere, de așteptare, chiar dacă venirea sa întârzie. El a prefigurat aici oboseala oamenilor, întârzierea revenirii sale. Și încheie pilda cu un sfat, versetul 13. Vegheați dar, pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Aici vreau să citim câteva versete și din Luca 12, unde Domnul a pregătit ucenicii și le-a arătat cum ar trebui să fie ei. Și asta ar trebui să fie starea noastră, o caracteristică a pocăinții de zi cu zi. Luca 12, de la versetul 35, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Ce înseamnă asta? Să fii gata să pleci în orice moment și să știi încotro te duci. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și la babate la ușă. Când Domnul a spus să veghem că nu știm ziua nici ceasul, ne-a avertizat să fim pregătiți la orice oră din zi și din noapte. Aici în continuare se vorbește despre străji. Ceea ce înseamnă că și copiii fiind la școală ar trebui să se gândească la dacă vine Domnul de la 10 la 11.
Cei care sunt la serviciu se gândească, da, dacă Domnul vine în schimbul meu. Și fiecare dintre noi când se odihnește seara, când se pune în pas, se gândească, dar dacă rugăciunea de dimineață o să o fac înaintea tronului Dumnezeu. Așa ar trebui să fie o religie adevărată a Domnului Hristos, o religie a așteptării, a revenirii sale. Ferice de robii aceia pe care stăpânii va găsi venind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, va pune să-și adă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua straj de noapte, fie că vine la a treia, ferice de robii aceia care va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști să pună o casă la acest ceas, ar veni hoțul, ar veghea și nu ar lăsa să-i spargă casa. Și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Asta înseamnă că vegherea noastră trebuie să fie cu atât mai precaută în ceasul în care nu vă gândiți. Deci probabil împrejurările acelui moment nu sunt niște indicatoare pentru toți, acum are să vină Domnul. Cum avem o cântare care spune, așa într-o liniște și un har, poate să vii, Iisuse, iar când nimeni nu se va aștepta, atunci va fi venirea ta. Credeți că Domnul a uitat de noi în vreun moment și nu este pasionat de revenirea sa? Dar dacă El tot timpul se gândește la noi, n-ar trebui în mod reciproc să ne gândim și noi la El? Dacă El ne-a iubit întâi și încă ne iubește cu aceeași intensitate, nu ar trebui și noi să îl așteptăm cu mult drag? Asta este o probă a religiei noastre, dacă e religia Domnului Hristos, dacă este o credință autentică. Tot aici vreau să mă adaug Marcu, capitolul 4, unde Domnul, în pilda cu sămânța, a făcut o atenționare foarte clară ca să vedem unde este de fapt problema lipsei de veghere și a dorinței în așteptare. 4:19. Dar năvălesc în ei, deci este un atac. Grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri și neacă cuvântul. În cazul a ceea ce noi discutăm, înneacă dorința așteptării și flacăra vegherii. Iată și Luca 21, ce ne dezvăluie câteva versete, 34-36. Aici se au în vedere activitățile noastre zilnice, problemele în care ne ducem existența terestră. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreune zilnime cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Doamne, ajută-ne! Într-o a doua parte vreau să sesizăm câteva referințe la împărăția eternă, adică la ceea ce urmează după episodul sfârșitului, ceea ce va fi veșnic. Domnul a vorbit ucenicilor despre o eternitate într-o nouă locație unde va fi El și poporul Său, împreună cu ucenicii și toți cei ce vor crede în ei. În Ioan 14, și să ne amintim că aceste cuvinte au fost spuse la finalul existenței și părtășiei Domnului cu ucenicii, de la versetul 1 este scris, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și am citit la început din 17:24, acel acolo înseamnă în slavă cu El la Tatăl. Apocalipsa, în mod special ultimele capitole, ne dezvăluie noua noastră locație. Ceruri noi, un pământ nou, o grădină a paradisului, pentru că în cultura orientală nu palatul era cel mai de cinste loc în care se primeau musafirii, ci grădina.
De aceea și Domnul pe acest fundal, pe acest concept oriental, a vorbit ucenicilor despre o grădină cu pomul vieții, cu râul vieții, unde va fi Domnul cu poporul său, un cort, adică o locuință împreună. Tot despre veșnicie, Domnul a vorbit că ea va cuprinde o nouă încadrare pe posturi, pe funcții, potrivit unei repartiții divine, care va ține cont și de activitatea fiecare de pe pământ. Când ucenicii și-au dat seama că Domnul va instaura nouă împărăție, s-au gândit ca oameni ce poziții vor avea. Iată Matei 20, de la versetul 20, cum descrie dorința unei mame și a doi fii pentru poziția care o vor avea în veșnicie. Atunci mama fiilor Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă, unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți botezați cu botezul care am să fiu botezat eu, dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea care a fost pregătită de tatăl meu. Posibil că ucenicii se gândeau la o împărăție aici pe pământ, dar cu siguranță Domnul a răspuns referitor la împărăția de pe noul pământ, acolo unde locurile sunt repartizate. Priviți și pe pagina din stânga, unde Domnul le-a spus ucenicilor, de la versetul 27 despre răsplată, apoi 28, adevărat, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaun de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și enumeră cerințele și apoi răsplata pentru oricine este gata să-L urmeze pe Domnul. Dar nu cumva această repartiție decisă de Tatăl să ne lase într-o pasivitate, că la urma urmei Dumnezeu decide, nu-i prin tragere la sorți, nici în mod arbitrar. Dumnezeu ca un suveran decide, dar Luca 19 ne dezvăluie faptul că se are în vedere activitatea fiecăruia de pe acest pământ. De la versetul 11 la 19, în pilda polilor, este arătată perspectiva eternă pe care Domnul avea în vedere. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că erau aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci, a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată ca să ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat pe robii săi, le-a încredințat anumite valori și a plecat. Versetul 15, când s-a întors, după ce își luase împărăția și Domnul va veni cu slavă, împărăția este în mâinile lui, puterea are în cer și pe pământ, le va cere socoteală. Și cei ce au lucrat vor da un raport care se va solda cu o repartiție corespunzătoare. Deci în versetul 17, el a zis unuia: bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cărmuirea a 10 cetăți în noua împărăție. Altul l-a primit și el după puterea lui, dar cel ce n-a lucrat nimic a și fost exclus de la dreptul împărăției. Dacă așa stau lucrurile, cum ar trebui să ne raportăm în relația, în raportul viacul de acum și viacul viitor? Domnul ne-a îndemnat, vă citesc din Matei capitolul 6, în viața aceasta să fim foarte preocupați de viața viitoare. 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri,
care aparțin vieții acesteia, vi se vor da pe deasupra. Iată, deci, cum ar trebui să căutăm împărăția? Pe fondul neprihănirii? Nu doar din dorința celor ce mergeau la botezătorul să fie botezați, de a scăpa de mânia viitoare, ci de a trăi într-o neprihănire împreună cu Domnul. Pentru că altfel zice profetul Isaia că pe cel rău, chiar dacă îl ierți, el nu învață neprihănirea în țara în care domnește dreptate. Deci păcătoșii, dacă ar fi dus în rai, s-ar apuca din nou de furat sau de comis alte delicte. De aici omul trebuie să-și dovedească dorința prin silința lui. Nevoiți-vă, spunea Domnul, să intrați pe ușa cea strâmtă. Sau 1 Ioan capitolul 3, oricine are nădejde aceasta se curățește. Altfel nu se poate exprima în mod practic dorința pentru împărăția viitoare decât în contextul curățirii, al sfințirii. Domnul spunea când au întrebat fariseii, când va veni împărăția lui Dumnezeu? El le-a zis, împărăția este înăuntru vostru, adică noi trebuie să trăim deja conceptele împărăției. Împărăția lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, Roman 14 cu 17, nu-i mâncare și băutură. Domnul ne-a avertizat să nu ne prindă în asemenea stări, ca și priorități ale vieții, ci neprihănire, pace și bucurie Duhul Sfânt. Acestea nu aparțin doar veșniciei viitoare, ele trebuie să fie o realitate a vieții noastre încă de aici, altfel n-am rezolvat nimic. Duhul Sfânt, spunea Domnul Hristos, că are menirea să ne-l aducă pe Tatăl prin Fiul în imagine și să ne pregătească pentru o viață împreună cu El. Am citat deja din Ioan 17, Domnul spunea, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, Fiul tău. Adică orice om ce își dorește veșnicia și o înțelege, vrea să fie un sfânt, să trăiască în comuniunea sfinților. Doamne, luminează-ne, te rugăm, ca nu cumva să trăim cu nădejde înșelătoare. Dacă suntem conștienți ce ne așteaptă, ce urmează, trebuie să ne și pregătim în mod corespunzător. Spuneam că acolo vom fi repartizați și după modul în care am slujit. Asta se va vedea și prin activitatea noastră. Slujirea în religia Domnului Hristos trebuie făcută cu multă lepădare de sine, dar are și o mare răsplată. Cred că trebuie să slujim din dragoste, dar nici gândul la răsplată nu-i de lepădat. Pentru că suntem oameni să fim și suntem obișnuiți să fim răsplătiți pentru ceea ce facem. Conștiința din noi ne spune că răul trebuie pedepsit, dar noi știm că a fost osândit în Domnul Hristos, dar că și binele trebuie premiat. De aceea Domnul spunea, vă citesc din Marcu capitolul 10, despre nevoia de a lăsa anumite lucruri. În religia Domnului Hristos, nu pământul are prioritate, ci cerul. De aceea au zis apostolii, Marcu 10, de la versetul 29, ei au spus mai întâi că au lăsat și l-au urmat, apoi Domnul a răspuns, adevărat, vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frat sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult, case, frasuror, mame, copii și holde, împreună cu prigonire, iar în veacul viitor, viața veșnică. Deci, trebuie să ne gândim în mod realist la viața aceasta și la cât trebuie să-i oferim și apoi la viața viitoare și la cât merită. E normal să fim legați de ceea ce este aici. Apostolul Pavel spunea, nici nu știu, aș dori să mă mut. Pentru voi este mai de folos să rămân. Sau cum spunea o soră care mergea cu vaporul spre Statele Unite și nava aceea era într-o situație de naufragiu, a început să cânte și cineva a întrebat-o, nu ești conștientă, Doamne, de pericolul în care ne aflăm? Și ea a zis, ba da, dar am o fată dincolo, peste ocean, și am una care a plecat la Domnul, nu știu la care ajung mai întâi, dar știu că suntem credincioase toate trei și noi oricum vom avea veșnicia împreună. Diferența este doar de câțiva ani, dacă mă duc la una sau mă duc la cealaltă. Toate acestea se leagă împreună. A aștepta un sfârșit în care pământul va fi distrus, în care noi poate vom suferi, dar gândindu-te la viitor. Dar totodată gândindu-te la viitor, nu se poate să nu te pregătești și nu se poate să nu slujești în mod corespunzător. Vă mai adaug în ideea aceasta și
cuvintele Domnului din Ioan, capitolul 12, de la versetul 24, care arată într-un mod foarte clar cum ar trebui să ne raportăm la viața aceasta și respectiv la viața viitoare. Insist pe aceste lucruri pentru că trăim într-o perioadă a Evangheliei Prosperității, când se crede că împărăția lui Dumnezeu se va instaura aici pe pământ, fără să vină Domnul, și societatea va progresa, noi ne vom înnobila și mai ales îmbogăți și raiul va fi astfel așezat pe pământ prin mâinile oamenilor. Pământul acesta se degradează, numai Domnul îl va reface. De aceea noi ne și pregătim pentru cerul noi și un pământ nou, ce frumos spune și Petru, fiindcă toate acestea vor trece cu trosnet. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, având religia Domnului Hristos? Oameni pregătiți pentru un așa viitor. Iată cuvintele din Ioan 12, la 24-26. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Adică noi putem să ne păstrăm viața sau să sacrificăm pentru Domnul, pentru slujire. Situație în care vom avea un câștig veșnic. Cine își iubește viața, o va pierde. Și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Deci, spun în încheiere, religia Domnului Hristos aduce în mintea omului o înțelegere clară a mandatului vieții acesteia și respectiv a vieții viitoare. Totul de aici se reportează și se raportează la viața viitoare. Domnul a spus foarte clar, Matei 16, este un text similar cu cel de aici, de unde surprind cele scrise de la versetul 26. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și un ultim gând, așteptarea pasionată este imperativă pentru continuarea vieții cu Dumnezeu în eternitate. Cine nu-L așteaptă cu drag pe Domnul, nu va avea parte de nunta Lui și de veșnicia ce urmează. Aș spune că este cheia supremă a verificării veridicității religiei noastre. În Matei 24, ultimul citat din Evanghelie care îl dau, de la versetul 42 este scris: vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 44. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și apoi întreabă: care este robul acela credincios care își face lucrarea? Și Domnul ne va surprinde în timp ce noi muncim. Poate vom fi într-o zi la adunare, sau poate unii fredonând o cântare, alții înălțând o rugăciune, alții făcând o milostenie, alții poate adormind și visând ceva cu Domnul. Activități diferite. Dar se încheie textul acesta cu tragedia unora a căror religie a fost falsă și care nu vor avea parte nici de venirea Domnului și nici de împărăția viitoare. Să nu uităm căci Domnul va veni să aducă mântuire celor ce-L așteaptă. Iar Apostolul Pavel spunea la sfârșitul vieții sale, 2 Timotei 4,8, că își va da cunună tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Doamne, dă-ne o iubire desăvârșită, în care Te iubim pe Tine, iubim pe frați și iubim viața viitoare, care ne va fi adusă la revenirea Domnului Hristos. Amin.